Mulțumim că v-ați făcut timp pentru această întâlnire. Eu nu am mai fost de mult la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar mă bucur să văd aici o echipă numeroasă, din punctul meu de vedere. Și sunt bucuroasă că am ajuns în sfârșit să-l prezentăm și pe Ministrul de Externe, domnul Nicu Popescu, care a fost ocupat în toate aceste zile. A trebuit să meargă prin lume și să explice ce se întâmplă la Chișinău, să sprijine dezideratele de libertate și democrație din Republica Moldova. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că în ultimii ani Republica Moldova a fost izolată pe plan internațional și eu bănuiesc că pentru mulți dintre dumneavoastră nu a fost ușor să promoveze interesul țării și interesul cetățenilor în acele condiții, atunci când era greu de explicat de ce politicul, de ce guvernarea de la Chișinău ia decizii împotriva democrației, împotriva cetățenilor, de ce guvernarea de la Chișinău nu luptă împotriva corupției, așa cum scrie în toate actele și în toate angajamentele pe care le are în raport cu instituțiile internaționale și în raport cu țările care vor să sprijine dezvoltarea unui stat democratic în Republica Moldova. Noi astăzi suntem aici să spunem că de astăzi va fi mult mai ușor pentru dumneavoastră să vă faceți lucru, pentru că lucrurile pe care vrem să le promovăm noi sunt strict în conformitate cu interesele cetățenilor, sunt lucruri pe care le așteaptă partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova și ceea ce vrem să vă cerem noi este că de acum încolo să lucrați strict în interesul cetățeanului, nu pentru un partid politic sau altul, nu pentru PAS, nu pentru blocul acum, trebuie să lucrăm pentru țară. Aici îl avem pe domnul Reniță, care ne va sprijini, este președintele Comisiei Politică Externă în Parlament. Și am certitudinea că o să avem sprijinul Parlamentului pentru toate inițiativele pe care intenționăm să le promovăm. Noi avem un plan foarte ambițios, inclusiv de restabilire a dialogului politic, în primul rând cu Uniunea Europeană, cu toate instituțiile Uniunii Europene. Sunt sigură că ați urmărit vizita domnului Han la Chișinău și vă mulțumesc celor care ați contribuit la buna desfășurare a acestei vizite. Sunt sigură că ați înțeles mesajele optimiste și încurajatoare pe care le-a dat comisarul Han. Eu cred că este o fereastră, o oportunitate pentru noi pe care trebuie să o folosim. Avem multe lucruri de recuperat. Avem de recuperat timpul care a fost pierdut. Dar, din partea noastră, în executiv, aveți toată susținerea pentru toate lucrurile care trebuie să le facă fiecare minister în parte, astfel încât dumneavoastră, cu inima ușoară, să puteți să mergeți și să promovați toate politicile pe care le va implementa acest guvern și toate angajamentele pe care ni le propunem noi în continuare. Pe Nicu Popescu, cred că îl cunoașteți, pe Nicu îl cunosc foarte mulți oameni în Occident, este și cercetător, este și un om care a implementat proiecte, se pricepe și la conflicte înghețate, și la situații de criză, și la procesul de integrare europeană a multor țări. Eu sunt tare bucuroasă că domnul Popescu și-a dat acordul să vină în echipa noastră și vreau să vă rog frumos pe dumneavoastră să-l sprijiniți, să-l ajutați, să-l ascultați și o să-l rog și pe el să vă asculte. Și cel mai important este să facem o echipă unită. Eu cred în succesul echipelor care lucrează armonios, în care fiecare se simte respectat, în care fiecare are șansa să-și realizeze potențialul și să facă tot ce știe mai bine, ce poate mai bine pentru Republica Moldova. Nicu? Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Stimați colegi, îmi face o deosebită plăcere să mă reintegrez echipei de la Ministerul de Externe. Cu mulți din voi am cooperat foarte bine și fructuos pe dosarele ce țin de integrarea europeană a Republicii Moldova acum câțiva ani. Sunt foarte bucuros și onorat să revin în acest colectiv, să continuăm acel lucru pe care l-am început practic acum 10 ani,
Chiar dacă s-au scurs deja 10 ani, rămân foarte multe lucruri pentru a înainta spre Europa, spre Uniunea Europeană. Și fără voi nu o voi putea face. Și știți foarte bine că succesul politicii externe depinde în primul și în primul rând de contextul politicilor interne. Și aici dumneavoastră știți mai bine decât orice alt angajat și orice alt minister cât de complicat și câte blocaje ați avut voi în dialogul extern, în parteneriatele noastre cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, cu Rusia, cu Ucraina, cu România, din cauza unor evoluții interne de la Chișinău, care v-au încurcat dumneavoastră, în primul rând, să accelerăm procesele de integrare europeană. Știți foarte bine că anul trecut Uniunea Europeană a suspendat asistența oferită Republicii Moldova din cauza unor evoluții din politica internă de la Chișinău, alegerile din Republica Moldova și, în mod special, alegerile de la Chișinău. Știți foarte bine că și Statele Unite au fost foarte reticente, în special în ultimul an, să ofere asistență directă Republicii Moldova din cauza evoluțiilor din politica internă. Și scopul nostru a tuturor e să deblocăm aceste relații. Deja ați văzut foarte bine că am intrat din plină viteză în deblocarea acestor relații. Săptămâna trecută am fost la Paris, săptămâna aceasta am fost la Washington, unde am discutat, am văzut o deschidere maximă, o dorință de a depăși acele blocaje anterioare. Dacă este să ne referim la prioritățile noastre a tuturor, pentru mine, știți ce este acest document? Este acordul de asociere a Republicii Moldova, este cartea mea de căpătâi. Dacă vreți, o imprimați și vă faceți și cartea dumneavoastră de căpătâi, cel puțin capitolele ce țin de direcțiile sau departamentele de care faceți parte, vă rog să le știți pe de rost. Asta este ghidul nostru de activitate zilnic. În fiecare dimineață în voi începe ziua mergând pe punctele acestui acord ca să vedem cum împingem împreună înainte implementarea acestui acord. Pentru că noi foarte des iubim să ne concentrăm pe summituri, vizite, dar adevăratul lucru de transformare a Republicii Moldova se face prin implementarea acordului de asociere. Și doar prin implementarea acestui acord vom avea o politică externă care, în primul rând, îi ajută pe cetățenii noștri să trăiască într-o țară mai democratică, mai prosperă, mai stabilă. Pentru a implementa acest acord, noi toți avem nevoie de un minister al afacerilor externe unit, profesionist, puternic, respectat, acasă și peste hotare, și pentru a fi respectați acasă și peste hotare, trebuie să avem un minister apolitic. Dumneavoastră și eu servim cetățenii Republicii Moldova, nu servim un partid politic sau altul, și doar așa vom reuși să aducem Europa acasă, nu doar prin declarații, ci și prin lucruri pe care o facem. Cred că asta e, în linii mari, sunt principalele noastre priorități în viitorul apropiat. În următoarele săptămâni voi avea mai multe vizite peste hotare. Este foarte important să ne mișcăm cu viteză maximă pentru a debloca mai multe relații externe. Avem foarte mult de lucru, însă eu vă cunosc, pe majoritatea din voi sunteți profesioniști foarte buni, ați asigurat multe succese în politica noastră externă și în continuare sunt sigur că putem face și mai multe. Vă mulțumesc! Doamnă prim-ministru, domnule ministru, dragi colegi, dincolo de plăcerea deosebită de a reveni la sediul Ministerului de Externe, de a mă revedea cu unii colegi care în 92 am început edificarea Ministerului de Externe, vă transmit un salut colegial și vreau să vă asigur că Parlamentul Republicii Moldova, echipa care patronează relațiile externe, va
manifesta multă receptivitate și disponibilitate de a ne atinge obiectivele noastre strategice și deja a menționat și doamna prim-ministru și domnul ministru, e vorba de integrarea europeană, acțiuni concrete, nu declarații, aceasta trebuie să ne caracterizeze vis-a-vis de cadrul legislativ, ceea ce mă vizează și pe mine și echipa și comisia pe care am onoarea să o conduc. Evident că urmează a actualiza cadrul legislativ actual și aici mă refer în primul rând la legea din 2001 a serviciului diplomatic și a o racorda la necesitățile și realitățile actuale, mai ales în contextul unei integrări europene efective în interesurile cetățenilor, în interesele Republicii Moldova și pornind de la interesele cu adevărat naționale ale Republicii Moldova. Să știți că veți avea un partener în persoana mea, o persoană care spre bucurie sau poate mai puțină bucurie cunoaște suficient de bine aspectele diplomatice și aspectele legislative. De aceea, evident, printr-un efort comun cu dumneavoastră, cu domnul ministru, cu toată echipa, cu guvernul, ne vom strădui să adaptăm cadrul legislativ astfel ca politica noastră să se manifeste una coerentă, consecventă și una extrem de eficientă. Vă asigur și încă o dată mă bucur foarte mult să vă revăd. Dacă aveți să ne spuneți ceva astăzi aici, pornind de la experiențele precedente, dacă vreți să ne ghidați pe noi cei de la, din nou executiv, aveți ocazia să o faceți acum și, evident, în fiecare zi. Noi suntem o echipă deschisă, noi știm că cu toții avem de învățat și sperăm și dumneavoastră să fiți deschiși. Știți cu toții că onestitatea, corectitudinea și legalitatea acțiunilor noastre este principiul de bază al activității acestui executiv, transparența. Vă rugăm să fiți deschiși cu presa, cu cetățenii, cu societatea civilă. Astea sunt principiile de activitate ale noului executiv și vă rugăm și pe dumneavoastră să le respectați, să le aplicați în munca de fiecare zi. E cineva care vrea să intervină? Vă mulțumim mult și vă urăm succes. Ne urăm succes!